Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica News. Iată principalele titluri de știri. O grupare criminală specializată în contrabandă cu substanțe radioactive a fost deconspirată de Serviciul de Informații și Securitate. Un microbus cu pasageri moldoveni a nimerit într-un accident pe o șosea din România. Astă dimineață, doi moldoveni au fost răniți. Deputații au adoptat în lectură finală proiectul de modificare a codului electoral. Lira sterlină și revine chiar în ziua referendumului din Marea Britanie. Aceasta a crescut cu 4% față de moneda americană. Captură importantă de uraniu în valoare de $210.000. Serviciul de Informații și Securitate, în colaborare cu Procuratura Capitalei, a deconspirat o grupare criminală specializată în contrabandă cu substanțe radioactive. Acum se fac investigații pentru a se stabili de unde provin materialele radioactive, care alte persoane mai sunt implicate în schema infracțională, precum și toate circumstanțele relevante urmăririi penale. Membrii grupării riscă până la 10 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați. Doi dintre hoții care au jefuit trei magazine de bijuterii din Chișinău au fost arestați pentru 30 de zile. Aceștia sunt capii unei rețele specializate în jafuri. Poliția i-a stabilit și pe ceilalți 5 membri ai grupării, toți originari din regiunea transnistreană. Indivizii au antecedente penale. Jafurile au început în luna februarie. Prima dată, membrii grupării au dat buzna într-un magazin de lângă Ministerul de Interne. În doar câteva minute, indivizii au dispărut cu mai multe bijuterii din aur. La sfârșitul lunii februarie, după aceeași schemă, a fost jefuit un alt magazin din centrul capitalei. După acest caz, gruparea a dispărut pentru un timp, ca mai apoi să dea o nouă lovitură în luna mai, în sectorul Ciocana. Intrau, speriau vânzătoarea, stricau vitrina, repede apucau cât reușeau să apuce. Acțiunile acestea le durau în jur la 10 secunde. Unul din complici i-a așteptat cu automobil din Transnistria la o depărtare destul de mare de locul comiterii infracțiunii. Mă правил pistolet la producțiță, не закричали. Я железкой начал бить стекло. Но не разбивалось. Игорь тоже разбивал стекло пистолетом, и пистолет вылетел за прилавок. Мы собрали цепи, оба, и выбежали. Он стоял, я разошел, разбежался сразу, ударил. Но только раз я остался там. И начал стас собирать, и уже на входе я забрал. Груparea este suspectată că a bătut și jefuit o femeie din raionul Călăraș. Au legat-o, au imobilizat-o cu bandă adezivă, au amenințat cu un pistol și au sustras bani în valoare 40.000 lei și alte valori materiale în valoare de 74.000 lei. Suma totală a prejudiciului depășește 700.000 de lei. Potrivit poliției, bunurile sustrase erau vândute în stânga Nistrului. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții, cu vârstele cuprinse între 25 și 35 de ani, riscă până la 15 ani de închisoare. Ghinion pentru un hoț care a încercat să jefuiască un magazin de telefoane mobile. Bărbatul a aruncat cu o piatră în vitrină ca să intre, dar, surpriză, geamul nu s-a spart. Când a văzut că nu i-a reușit planul, individul a luat-o la fugă. Incidentul a avut loc dizi de dimineață, în jurul orei 5, pe strada Ion Creangă, din sectorul Vuicani al capitalei. Pentru a-l identifica pe bărbat, anchetatorii urmează să ridice imaginele video surprinse de camerele de supraveghere instalate în preajmă. Bărbatul ar putea fi obligat să plătească o amendă de până la 1.200 de lei. La alegerile prezidențiale din 30 octombrie, buletinele de vot se vor deosebi de cele care au fost la scrutinul prezidențial anterior din 96. Aceasta este una dintre mai multe modificări ale codului electoral votate astăzi de deputați în lectură finală. Potrivit documentului, perioada electorală va începe din 1 septembrie. Buletinele de vot nu vor mai conține anul nașterii, studiile și funcția pe care o deține concurentul electoral. În buletinul de vot va fi doar numele,
prin numele candidatului și după caz afilierea lui politică, pentru a asigura drepturi egale a tuturor candidaților, deoarece Comisia de la Veneția ne-a atenționat că un candidat ar putea să aibă o biografie mai bogată, alt candidat o biografie poate mai sărăcuță. Deputații au stabilit și câte semnături trebuie să adune un candidat pentru a se înscrie în cursa electorală. Semnăturile pentru colectarea, pentru ca să fie înregistrat candidatul, au rămas aceleași, nu mai puțin de 15.000 de semnături, dar am plafonat nu mai mult de 25.000 de semnături, ca să nu avem situație când un concurent intenționat ar putea să colecteze 150.000 de semnături, astfel ca alți candidați să nu mai poată să beneficieze de semnăturile altor cetățeni. Alegerile prezidențiale se vor desfășura în data de 30 octombrie. Startul campaniei electorale va fi dat cu 30 de zile înainte de data scrutinului, în premieră, simultan pentru toți candidații. Până acum, aceștia puteau începe agitația electorală din momentul înregistrării în cursă. 13 miliarde de lei, aceasta este suma creditelor neperformante acordate de Banca de Economie în perioada în care Ilan Șor deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Informația a fost confirmată de Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție. Banii din împrumuturi ar fi fost obiectul unor escrocherii și tranzacții de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Miercuri, primarul Orcheiului a fost reținut pentru 72 de ore în acest dosar. Pe de altă parte, avocații lui resping toate acuzațiile și califică acțiunile anchetatorilor drept justiție pentru presă. Și partidul Ravnopravie, la conducerea căruia a acces recent Ilan Șor, condamnă acțiunile procurorilor. Решение правоохранительных органов принимается не на основании доказательств, доказательной базы, а на основании медийной позиции. Мы не против того, чтобы проводилось расследование любого уголовного дела. Но мы против того, чтобы в данном случае без каких-либо оснований закрывали в кутузку Шора. Ilan Șor are 29 de ani și din iunie 2015 este primar al orașului Orhei. Anterior a deținut funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii și membru al Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Chișinău. Procuratura Generală a inițiat la începutul lunii decembrie 2014 o anchetă penală privind tranzacțiile dubioase între Banca de Economii și Banca Socială. În februarie 2015, ofițerii CNA au efectuat percheziții de amploare, inclusiv acasă la Ilan Șor. În mai anul trecut, omul de afacere a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, având statut de învinuit în dosarul BEM. Procurorii anticorupție i-au pus sechestru pe avere. Anume, Șor este cel care anul trecut l-a denunțat pe fostul lider al PLDM, Vlad Filat, recunoscând că i-a oferit mită în valoare de 250 de milioane de dolari. Un microbus cu pasageri din Moldova a fost implicat într-un accident rutier în această dimineață în județul Bistrița-Năsăud din România. Doi moldoveni au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbus de marfă. Victimele au suferit traumatisme ușoare. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs din cauza șoferului moldovean care ar fi adormit la volan și, drept urmare, a ajuns pe contrasens. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița au declarat că în microbuzul cu numere moldovenești se aflau 8 persoane care se îndreptau spre capitala Franței. Cei care nu au suferit traumatisme au fost preluați la scurt timp după accident de un autocar din țara noastră, de asemenea care se îndrepta spre Paris. Un bărbat este acuzat că și-a făcut ilegal câteva iazuri la Ghidighici după ce a construit un baraj pe râul Bâc și a redirecționat apa. Astăzi, inspectori ecologici au mers la fața locului cu buldozere pentru a demola digul. Colega noastră, Valentina Moisei, ne spune mai multe detalii despre acest caz. Valentina, bună ziua! Bine v-am găsit, ne aflăm în coada lacului Ghidighici, unde ar fi trebuit să fie apă, însă din cauza acestui dig artificial construit ilegal, apa din râul Bâc este redirecționată spre mai multe lacuri ale arendașului din zonă. Buldozerele în acest moment sparg barajul în 3 locuri și cum apa revine la albia ei naturală. Digul artificial creează mai multe probleme, fiind afectat regimul normal al râului. Printre acestea se numără și faptul că se creează o presiune mai mare până la baraj, fapt care cauzează inundații ale terenurilor agricole din zonă și totodată creează un nivel mai scăzut al apei în râul Bâc din zona Chișinăului.
Potrivit inspectorilor ecologici, bărbatul a fost atenționat, a fost întocmit chiar și un proces verbal, i-a fost prescris el să demoleze acest dig, însă bărbatul nu a respectat prevederile. Urmează să fie stabilită legalitatea construirii celor 5-6 lacuri pe terenuri agricole și ținem să menționăm că astfel de situație este întâlnită nu doar în Albia râului Bâc, mai multe râuri din țară au astfel de diguri artificiale care afectează regimul hidrologic normal al râurilor. Cu stâna în mijlocul satului, un adevărat scandal din cauza caprelor s-a iscat în localitatea Mălăiești din raionul Râșcani. Oamenii sunt furioși că din cauza animalelor crescute la câțiva pași de casele lor, trebuie să îndure un miros insuportabil și au cerut de mai multe ori ajutorul autorităților. De cealaltă parte, proprietarul spune că nu își va muta stâna pentru că terenul îi aparține și are toate actele în regulă. Nu-i legal să facă! Primărie ți-o dat lângă sasă să-i căprile! Oamenii în sat nu s-o codăr! Ce nu primărie asta, băi? Cum? Oamenii n-au drept să trăiască! Oamenii din Mălăiești spun că nu mai pot suporta mizeria lăsată în urmă de animale. Primăvară îi fătau căprile și iezii ăștia nici nu-ți dușea să iei, îi împlezi iernii și o putoare de zdocnitură aici, doamne ferești era. El zvârle acolo, bani, brani, murdăriile, murdăriile se-ți duci tet în prut. Vaca după capră nu mănâncă, nu paște iarba. E miroasă tare, ești flămâni, ești insatate. Proprietarii spun că au avut aprobarea primarului pentru a-și desfășura afacerea în sat. Noi ne-am deschis la Râșcani, gospodărie țărănească, pentru mic fermier. Pentru mic fermier. Și avem actele în regulă. Avem actul unde ne-au făcut și avem dreptul să pășunăm până la jumătate. Aici și jumătate partea asta pe deal. În același timp, reprezentanții Direcției pentru Siguranța Alimentelor din Râșcani spun că proprietarii nu au actele în regulă. Он предоставляет нам пакет документов, выезжает инспектор, смотрит, соответствует ли данный объект санитарно-ветеринарным нормам. Если соответствует, значит, выдается авторизация. В этом случае нет авторизации. Autoritățile locale sunt cele care ar trebui să rezolve problema. Acum lui s-a anulat contractul de arendă, el nu are contract. Nu ar și nu rezolva problema. Să fie primar, să fie bă... Ar fi altceva, dar încă primar nu avem. Noi de ce dat fost primar și acum îndeplinește funcția secretară. Secretara nu prea e la curent cu toate acestea. Secretara primăriei nu a fost de găsit pentru a comenta situația. Potrivit inspectorilor ecologici, dacă nu-și va muta stâna, proprietarul riscă o amendă cuprinsă între 200 și 400 de lei. Conform legii, aceasta trebuie amenajată la o distanță de cel puțin 50 de metri de sat. Absolvenții de gimnaziu și-au aflat notele la examene. Potrivit datelor preliminare, în municipiul Chișinău, cele mai multe note eliminatorii, dar și cele mai multe note de 10, elevii le-au obținut la proba de matematică. Aproape 8% dintre elevi au luat nota maximă la această materie, iar 3% nu au notă de trecere. Și la istorie, aproximativ 4% din elevi au obținut nota maximă, iar 0,5% au luat o notă mică. La limba de instruire, în jur de 1% nu a susținut examenul, dar și note de 10 sunt mai puține. Până la sfârșitul săptămânii vor fi afișate și rezultatele contestațiilor, iar sesiunea suplimentară va începe din 1 iulie. Afacere profitabilă pe timp de vară, un agricultor din satul Negureni, raionul Telenești, cultivă de mai mulți ani diferite soiuri de pomușoare. Fermierul spune că pe piață este o cerere mare pentru aceste pomușoare care sunt sănătoase și bogate în vitamine. Totuși, ploile din acest an i-au înjumătățit roada. Valerian Malai cultivă pe o suprafață de 10 hectare tot felul de pomușoare. Coacăza neagră, numită în popor și diamantul negru, îi aduce cel mai bun profit. Fiecare tufă poate de 3-5 kg de coacăză. Kilogramul de coacăză, dacă socotim la 40 de lei, poate de ei un venit de 150-250 lei fiecare tufă. În plin sezon de recoltare este și agrișul, un kilogram de pomușoare ajungând să coste aproape 40 de lei. Răcăm cu codiță să aibă la piață vid. E foarte gustos, e foarte dulce. Totuși, agricultorii nu se pot bucura pe deplin de roada din acest an. Ploile și vântul puternic din ultima perioadă au compromis practic în jumătate recolta. Coacăza au scuturat, agru și-o crăpate, că vedeți printre tufi, să mai vede, să găsesc boabe care-i scrăpate, deci nu mai sunt ele bune, nu sunt comestibile.
În schimb, roada de mure va fi una bună, spune fermierul, plantele fiind rezistente și la ploi și la secetă. Murele vor ajunge pe tarabe la începutul lunii iulie, iar un kilogram va costa aproape 60 de lei. Sirenele stradale au răsunat în toată țara la ora 14, timp de 3 minute. Serviciul Situațiilor Excepționale a verificat în acest fel funcționalitatea sistemului de avertizare în caz de accidente radioactive, chimice sau calamități naturale. În țară există 270 de sirene, dintre care 115 sunt în Chișinău. Bătaia de acasă va fi pedepsită mult mai aspru. Pentru o lege mai dură se pronunță prim-ministrul, asta pentru că la ora actuală cazurile de agresivitate în familie constituie 13% din infracțiuni. Dezbatem problema la Publica News. Revenim în câteva clipe. Rămâneți alături! Bine v-am regăsit la Publica News. Pedepsele pentru violența în familie s-ar putea înăspri. O solicitare în acest sens a venit din partea premierului Pavel Filip. Șeful executivului a menționat că în prezent sancțiunile pentru astfel de infracțiuni sunt prea blânde, iar statisticele sunt tot mai îngrijorătoare. Am constatat statistic din toate infracțiunile că 13% reprezintă violența domestică. Ori cred că a venit vremea să reglementăm această problemă mult mai serios. Este o problemă și eu cred că trebuie să facem ordine aici. În acest sens, Pavel Filip a solicitat ministerelor de resort să creeze cât mai repede un grup de lucru pentru a analiza legislația și a venit cu soluții pentru combaterea cazurilor de violență domestică. Desfășurăm și dezbatem subiectul împreună cu invitatele mele în platou, doamna Liliana Istrate Burciu, managerul liniei telefonice de încredere a victimelor violenței în familie. Doamna Burciu, bună ziua și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Și doamna Verele Albu, coordonator al Serviciului Juridic la Centrul de Drept al Femeilor. Doamna Albu, bine ați venit și dumneavoastră. Noi avem cadrul legal care este pentru diferite situații diferit. Ideea este că tot mai des în știri, la televizor, auzim titluri șocante de știri că bărbatul își ucide femeia în bătăi, că copilul în familie este violat de propriul tată. Care este cadrul legislativ actual, doamna Albu, ca să înțelegem cum stau lucrurile și cât de mult pot fi îmbunătățite mai apoi? Vreau să zic că un lucru ne bucură că înainte violența în familie era privită sub aspect doar de procedură contravențională și atunci era inclusă în vătămări ușoare și se punea agresorului o amendă și atât. Deja acest lucru nu mai există și atunci violența în familie este încadrată într-un articol aparte, în articolul 201 prim, în codul penal și atrage agresorul la răspundere penală. Asta înseamnă că poate face închisoare pentru ceea ce comite. Da. De exemplu, dacă bărbatul își omoară femeia în bătăi, atunci? Atunci va fi pentru omor. Uh-huh. Și deja depinde în care categorie, în care alineat se încadrează. Asta înseamnă și închisoare pe viață, apropo, da, dar alte ori mai scapă. Dar sunt situații, și asta se întâmplă în satele moldovenești mai cu seamă, atunci când soțul își bate femeia necontenit. Vecinii, în principiu, știu, la poliție femeia se teme să reclameze cazul și așa mai departe, dar asta se întâmplă. Și aici vreau să vă întreb cum această situație poate fi gestionată și cum ar putea să răspundă acest bărbat în fața legii. Da, eu cred că în asemenea situații care sunt cu păreri de rău multe la noi în Republica Moldova, ar trebui ca organele de poliție, deci statul are măsura pozitivă de a interveni imediat și să acorde protecția necesară victimelor violenței în familie. Și atunci, prin organele asistenței sociale locale, prin inspectoratele de poliție, ar trebui de intervenit pe caz imediat, ar trebui de inițiat urmărirea penală, de emis ordonanța de protecție care ar putea să protejeze victima, deci până la 3 luni de zile. Dar de ce cazurile se repetă atunci?
Cazurile se repetă din cauza că răspunsul la aceste situații nu este atât de bun și atât de eficient din partea statului. Mm-hmm. Și atunci... A, de asta și se cer aceste înăspriri. Se cer și înăspriri, dar ne dorim ca statul să aibă angajamentul ca să finanțeze anumite servicii ce țin de prevenirea și combaterea violenței în familie, să aibă în domeniul dat specialiști, profesioniști care să activeze doar ce ține de această latură și să intervină imediat, să acorde un centru de plasament, un loc de plasament pentru victimă cu tot cu copii, să abiliteze economic victima ca aceasta să nu se întoarcă înapoi la soțul agresor, concubinul sau cu cine conlocuiește. Dar acum, ce fel de ajutor să-i se acorde? De exemplu, să-i se dea o casă? Lucrul ăsta cam e imposibil. Haideți să fim de acord. E imposibil, dar provizoriu, provizoriu ar putea să fie un cămin social, nu știu, o locuință socială provizorie, ar trebui destinată. Astea avem, niște centre speciale, avem pe hârtie, provizorii. Cu părere de rău, că în practică lucrurile sunt cu totul altfel. Mama rămâne în drum, noaptea, cu copiii în brațe și atunci doar ține de bunăvoința poate a polițistului sau primarului că o găzduiește undeva. Să o mai protejeze, dar asta pe foarte scurt timp. Da. Păi asta ar însemna că acel soț ar trebui să plătească și cu închisoare pentru faptul că a ridicat mâna asupra femeii în mod constant, repetat? Da, da. Noi vorbim de o statistică îngrijorătoare și asta se vorbește deja la nivel înalt. E vorba de 13% din infracțiuni atunci când ne referim la situațiile de agresiune, de viol în familie. Aici vorbim nu doar de femeile care sunt abuzate. Dar, apropo, ne spun specialiștii foarte des în emisiuni că și bărbații sunt abuzați. Asta tot se întâmplă, ce-i dreptul mai puțin. Foarte vorbim și de copilași care sunt abuzați în familie, care sunt bătuți crunt și așa mai departe și până la viol se ajunge. E, doamna Estrate, dumneavoastră sunteți chiar pe linia verde, linia telefonică, acolo unde auziți drame. Și asta este foarte important să ne mai spuneți, chiar și la televizor, să se mai audă ce se mai întâmplă, da? Da. Ce povești sunt, ce spun femeile, pentru că ele probabil au unica sursă, anume acea linie verde, să se mai descarce emoțional, verbal, poate nu au cui spune. Ce situații sunt de regulă? Haideți o să începem de aceea că discuția inițiată de către premierul Filat este foarte oportună, ținând cont de faptul că chiar acum, la noi în Parlament, comisiile, ieri sau alaltă ieri, două comisii parlamentare din Parlament au avizat pozitiv un șir de acte, proiectul de lege, care vine să modifice legea 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Sunt niște prevederi care trebuie schimbate tocmai pentru ca răspunsul statului la violența în familie să fie mult mai categoric. S-ar mira domnul Filip dacă i-aș spune că nu doar 13% din infracțiunile care se întâmplă în Republica Moldova constituie violența în familie, pentru că nu toate victimele violenței în familie apelează la ajutor. Nu toate victimele violenței în familie apelează la polițistul de sector atunci când îi se întâmplă. E foarte dramatic ce spuneți dumneavoastră. Atunci cât ar fi din toate infracțiunile? Ziceți că nu e 13%, okay, cât e oficial anunțat. Haideți să luăm ultimele statistici. Cum ultimele? Pentru prima dată, Biroul Național de Statistică a inițiat sondajul violența în familie împotriva femeilor în 2011. Ăsta a fost o premieră pentru Republica Moldova, pentru că până atunci noi nu am avut niște date exacte. Erau niște date statistice culese de către unele organizații separate și nu erau la nivel de stat, nu erau niște date naționale. Ori, în acest studiu se menționează că 64% din femeile din Republica Moldova au zis că au suferit de una din formele de violență, fie că e vorba de violență fizică, fie că e vorba de violență psihologică, sexuală, spirituală sau economică. Și doar una din patru femei s-a adresat la organele de drept. Și atunci, dacă calculăm că trei nu se adresează și doar una se adresează, ăstea 13% ar putea să fie un procent mult mai mare.
Iată de cât ce... mult mai mare? Dublu, triplu? Cât ziceți dumneavoastră, pentru că dumneavoastră cunoașteți tabloul? Cel puțin dublu. Pentru că, haideți să vă dau niște date statistici de la telefonul nostru de încredere. Da. Apropo, telefonul de încredere este un serviciu telefonic gratuit care prestează servicii în special victimelor violenței în familie, sau mai bine zis în exclusivitate, victimelor violenței în familie. Lansat din 2010 până în prezent, au fost înregistrate peste 10.000 de apeluri. Din astea, mare parte sunt victime femei, dar totodată au fost și apeluri de la bărbați. De la bărbați care au sunat, circa, acum nu am să greșesc, o să vă dau câteva date aproximative, o să greșesc cu una, două, în jur de 150-170 de bărbați s-au identificat drept victime ale violenței. Dar ce li s-a întâmplat anume? Ei au fost bătuți? Ce anume le fac femeile în familie? Nu, asta deja este cazuistică. Sunt cazuri în care bărbații sunt într-adevăr agresați fizic de către femei, de către soțiile sale, sau bărbații sunt agresați psihologic de către soțiile sale, că mă tachinează, că nu-mi dă pace. Ei se autoidentifică ca și victime a violenței în familie. Dar din discuția consilierilor cu acești bărbați, se constată că, de fapt, deși ei se autoidentifică ca victime, ei spun că eu nu am rezistat și am lovit-o. Pentru că am provocat, am lovit-o. Da, da. Deși chestia asta cu provocarea nu ține, pentru că în orice situație, fiecare persoană are posibilitatea de a alege. Ori faptul că te-a provocat, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să lovești. Ori fiecare dintre noi trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile pe care le faci. Și atunci să pui în cârca femeii că ea m-a provocat și de asta am lovit-o, este o situație, hai să zicem, un pic greșită. Doamnă Burciu, da. Oricum, în localitățile noastre, și asta e mentalitatea moldovenească, figurează acest mit că femeia provoacă violență și că ea merită până la urmă, pentru că provoacă, merită un răspuns de la bărbat, că așa e în firea bărbatului. Păi, vedeți, dumneavoastră a zis că asta, de fapt, circulă prin satele noastre. Da, e un mit, e mentalitatea noastră. E stereotip. De ce se consideră că femeia îl provoacă? De ce? Spuneți-mi dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că ea o provoacă și atunci o merită? Dumneavoastră, spuneți-ne care sunt anume situațiile tip, da, pe care le-ați remarcat. Ce spun femeile, ce spun bărbații? Eu nu știu acum să încerc să vă dau o cazuistică, pentru că dacă din discuțiile cu bărbații care apelează la telefon, e sigur că vor spune că eu am fost provocat, ori acțiunile ei m-au provocat și atunci eu am fost, nu am rezistat și am lovit-o. Sau că n-a fost violență, dar a fost o ciondăneală, exact, de exemplu, da? Da, pe de altă parte, atunci când vorbești cu femeia deși ea spune că poate eu trebuia să tac, de fapt trebuie să ne uităm în istoricul cazului. Ori, într-o familie în care există armonie, nu apar certurile din senin. Ori, chiar dacă există un conflict este firesc. Conflictul trebuie să poate să fie gestionat. Ori, în momentul în care noi reușim să găsim acel compromis, conflictul ăsta nu va crește într-un act violent. Există sincope de comunicare între femeie și bărbat. Și atunci apare întrebarea firească. Da. Firească. Da. Și e problema pusă și la guvern. Cum combatem noi violența în familie astfel încât să reducem cât se poate de mult aceste cazuri de violență în familie? Despre ele atât de mult se vorbește. Păcat că suferă oamenii, se strică familiile din cauza asta, nu-i așa? Deci asta e un lanț de consecințe. Noi avem un cadru legal nu foarte rău. Dacă reușim și eu sunt sigură și sunt optimistă că noi vom reuși și atunci vor fi operate modificările la proiectul de la legea numărul 45, va fi introdusă acea ordonanță de urgență pe care nu doar ordonanța de protecție care este emisă de către instanța de judecată. Da? Pentru că acea ordonanță de protecție, ea trebuie să se emite la cererea victimei, se emite prin instanța de judecată, victima trebuie să probeze. Ori asta ce înseamnă? Asta înseamnă că victima cel puțin trebuie să aibă, unul, depus o plângere la poliție, doi, trebuie să aibă și facă un certificat medico-legist. Ori chestiunea asta durează. Și atunci ea oricum rămâne în acel mediu agresiv.
Acum noile prevederi vor împuternici. Da, noile prevederi ce vor face? Noi vom împuternici. Dacă vor fi operate modificările, vom împuternici, de exemplu, polițistul de sector să poată elibera o ordonanță, o ordin de urgență. Acest ordin de urgență va putea fi eliberat pe loc atunci când va fi făcută sesizarea la poliție, echipajul va veni, va analiza situația și în momentul în care polițistul va constata că acolo a existat, sunt semne că există violență, că agresorul e, că persoana, agresorul este violent, el va putea emite acel ordin de urgență, ceea ce înseamnă evacuarea agresorului din casă imediat, astfel încât noi să nu fim nevoiți să scoatem victima, pentru că este foarte greu să scoți victima. Dar să scoți agresorul, evident. Agresorul, pentru să-l detașezi, exact, de victimă. Victima e foarte greu să duci de la casă. Victima este o procedură, ea trebuie să mai meargă la un centru. Mai ales dacă e o femeie cu 2-3 copii. Exact, noi nu avem centre suficiente, noi avem vreo două la nord, două în centru, două în sud. Sau, bine, doamna Albu, vă rog, sigur. În primul rând, nu sunt de acord că violența poate fi provocată, asta este un mit. De asta și ziceam, da. Deoarece trebuie să știm deosebirea dintre un conflict și dintre violența în familie. Un conflict este când tu nu ești de acord cu ideea soțului și atunci apare conflict anume asupra unei idei sau a unei soluții la o problemă, dar nici de cum nu trebuie să încurcăm lucrurile. Violența în familie, omul este violent de firea sa și atunci violența nu poate fi provocată. Vreau să zic ce ține de bărbații victime ale violenței în familie. Nu pot să mă expun cei care sunt la linia fierbinte, dar am avut și noi câteva apeluri. Majoritatea din ei fiind agresați de către rudele apropiate, nepoți, copii. Ce ține de violența din partea femeilor, tot ei se bazează mai mult pe acest mit că le provoacă femeile și psihologic ei sunt agresați și din cauza asta ei lovesc. Deci e violență psihologică. Bun, e și asta o formă. Atunci ar trebui ca să lucreze cu acești oameni. Dacă au lovit-o, atunci să lucreze cu ei ca cu agresori, nu ca victime. Da. Deoarece sunt... Este centru care lucrează cu agresori în Drochia. Este un proiect implementat aici la noi de către Ce ne facem, care duc la micșorarea violenței în familie și adică anume constă în consilierea psihologică a agresorilor. Da, dar știți ce am vrut să vă întreb? Pentru că noi de fiecare dată vorbim despre anumite probleme, consecințe, dar mai puțin vorbim despre niște cauze, da? Ca să intrăm un pic mai la motive și la tipul agresorilor, cine sunt ei. Se vorbea de foarte multe ori și studiile au demonstrat lucrurile astea, ca anume persoanele în stare de alcool comit infracțiuni în familie, da? Abuzuri, violențe și așa mai departe. Fie a doua problemă din cauza banilor. Iar și multe chestiuni sunt legate anume de ordin financiar care și provoacă tot felul de scandaluri, ulterior situații de agresiune. Haideți să pornim de la ele, pentru că atunci când sunt eliminate cauzele, nu apar problemele. Logic or nu? E posibil lucrurile astea să dispară în societatea noastră? Cauzele sunt multiple. Noi când facem seminarii, întotdeauna le arătăm persoanelor cu care facem desenul iceberg-ului. Și știți că iceberg-ul sub apă este mult mai mare decât ceea ce se vede la suprafață. Orice ce vorbim noi de cauze sociale, cauze economice, de fapt ele sunt ceea ce este partea de sus a iceberg-ului. Și mai mult e vorba despre, vorbim despre aspecte psihologice. Pentru că violența nu este un comportament nu se transmite genetic. Violența este un comportament învățat. Ori atunci trebuie să pornim de la educație. Cum se educă acel copil în familie. Dacă copilul ăsta are parte de o familie armonioasă, el va avea un tată și o mamă care se înțeleg între ei, care știu să-și soluționeze conflictele, ei nu vor vedea în familia lor acte de violență. Ei nu vor ști ce înseamnă lucrul ăsta. În momentul în care un copil se educă într-un mediu nociv pentru el, atunci studiile arată că, în mare parte, băieții
băieții repetă comportamentul tatălui și se transformă în agresori. Uh-huh. Și fetele repetă comportamentul mamei și se transformă în victime. Deci cauze sunt foarte multiple. De obicei e vorba de stimă de sine, e vorba de mai mult psihologice, e vorba de mediul în care trăiesc, e vorba de cum ei știu să relaționeze, e vorba dacă ei știu să comunice asertiv și mai puțin asertiv. Și atunci noi, ca să eliminăm, întrebați ce putem face. Trebuie să începem prin a preveni de la școală, pentru că înainte să apară violența în familie sunt anumite semne care îți arată că, iată, relația asta sunt niște semne de manipulare și control din partea unuia sau altui partener, fie că e vorba de domnișoară sau de fată sau de băiat, apar niște semne care îți arată ție că relația ta nu este ok. Deci lucrurile acestea pot fi depistate, de exemplu, înainte de căsătorie? Sigur că da, mai mult decât atât, tocmai pentru a preveni aceste cazuri, noi, de exemplu, Centrul Astrada, am inițiat disciplina relației armonioase în familie. O disciplină care a trecut, care a fost inclusă ca și disciplină opțională și în clasele de liceu. Ori, iată, tocmai această disciplină le va crea abilități copiilor să relaționeze și uh-huh. să poată să identifice acele semne de manipulare și control ca ulterior relația lor să nu degradeze și să nu ducă la violență. Acum, ce arată realitatea, doamna Albu? Cum se rezolvă, din punct de vedere juridic, astăzi, toate cazurile care ajung să fie examinate în instanță, de la poliție încolo, da? După ce se întâmplă cazuri de violență în familie? În cazul în care se întâmplă violența în familie, victima e necesar, inițial, să sune 902. Se adresează la poliție sau, după caz, dacă este mai gravă situația, poliția vine la ea, unitatea de gardă. Atunci, imediat, este asistată ca să fie întocmită o cerere cu privire la eliberarea ordonanței de protecție, care se depune în instanța de judecată și avem un termen de 24 de ore, care trebuie să fie emisă în acest termen. Uh-huh. Ne dorim foarte mult, cum a zis colega mea, să fie aprobat modificările. Dacă ele vor fi aprobate în această atunci perioadă? Atunci va fi și ordonanța de restricție, care poliția imediat ar putea să o emită. Ea este pe un termen de 10 zile, nu este cu ordonanța de protecție pe un termen de până la 3 luni de zile, dar ulterior poate fi deja solicitată ordonanța de protecție pe un termen mai mare. Deci, da, în baza ordonanței de protecție, agresorul este obligat ca să părăsească locuința, să nu contacteze cu victima, inclusiv nici cu copiii minori. Și în cazul ăsta, victima rămâne în casă, sub supravegherea, deci ordonanța de protecție, executarea acestei se supraveghează de asistența socială și de organul de poliție. În cazul în care, și sunt cazuri, cu părere de rău, când se încalcă ordonanța de protecție, atunci se sună imediat poliția, agresorul este atras la răspundere contravențională, dacă nu a fost un act de violență, dar pur și simplu a contactat sau limita, distanța de până la 300 de metri care poate fi indicată să nu contacteze cu victima nu a fost respectată, îi se pune o amendă. Deja a doua oară, pentru neexecutarea ordonanței de protecție, dar fiind deja atras la răspundere contravențională amendat, îi se deschide un dosar penal conform codului penal, în executarea unei hotărâri de judecată. Iată, ceea ce ne dorim acum, dacă o să fie aprobat, o să fie un articol aparte ce ține anume de neexecutarea măsurilor de protecție în cazul unei ordonanțe. Încheiem aici emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții și pentru mesajele pe care dumneavoastră le-ați lansat. Au fost foarte utile. Vedem cum se dezvoltă lucrurile și posibil mai discutăm și în alte emisiuni. Doamna Liliana Istrate și Viorele Albu, vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, nu pierdeți mai departe știrile externe. Revenim în câteva clipe la Publica News. Rămâneți alături! B24.
Bine v-am regăsit! Britanicii decid astăzi soarta Uniunii Europene. Peste 46 de milioane de locuitori ai Regatului Unit sunt așteptați la urne pentru a spune dacă vor sau nu să mai facă parte din marea familie europeană. Cel mai recent sondaj de opinie arată că tabăra celor care vor să rămână în Europa Unită ar putea să fie într-un avans de 4% față de adepții Brexitului. Put at risk what we've achieved. They say that we can't leave the EU. We say that we can. Lira sterlină își revine chiar în ziua referendumului din Marea Britanie. Aceasta a crescut în ultimele 24 de ore cu 4% față de moneda americană. Astfel, lira sterlină a atins nivelul maxim din ultimele 6 luni, semn că piețele financiare prognozează o victorie a taberei pro-UE. Totuși, în ultimele zile, la băncile și casele de schimb valutar din Marea Britanie s-au format cozi. Oamenii schimbă lire sterline pe euro și dolari, deoarece se tem că moneda națională se va devaloriza semnificativ în cazul unui eventual Brexit. Mai mulți cetățeni care și-au exercitat deja dreptul de vot sunt însă plini de speranță că, în urma referendumului, Marea Britanie va rămâne membra a blocului comunitar. Printre cei care au votat deja este premierul David Cameron și soția sa Samantha, dar și liderul partidului laborist Jeremy Corbyn. În urma unei campanii electorale dure, care a durat 4 luni, cei mai mulți dintre englezi spun că opțiunea IN este cea mai bună soluție pentru viitorul Marii Britanii. This is, I'd say, the most important day in the past 20 years, at least for the UK, and the economic consequences of a vote out are huge, so that's why I'm voting to stay. The country, so I'm hoping we're going to stay in today and try and make the EU a better place and generally contribute to a world which is more tolerant and more accepting and more open with its borders. I'm just hopeful that we live up to our ideals and our responsibility in the world and actually stay in Europe and work together to make the world and Europe a better place. Secțiile de votare se vor închide la ora 24, ora Moldovei. Între timp, mesaje de susținere pentru tabăra pro din Regat vin și de la Chișinău. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a postat 2 poze pe contul său de Facebook cu un banner afișat pe clădirea sediului central al formațiunii. PL își dorește ca Marea Britanie să rămână într-o Europa unită. Un eventual Brexit ar însemna pentru Marea Britanie nu doar un divorț de Uniunea Europeană, ci și o posibilă destrămare a țării, susțin analiștii. Scoția ar putea trece prin noi referendumuri, iar Irlanda de Nord prin noi tensiuni geopolitice. O altă problemă ar putea apărea în regiunea Țara Galilor, care ar pierde finanțarea din partea Bruselului. Care este situația în fiecare dintre aceste regiuni ale Regatului Unit, știe Alexei Lungu. Bun găsit! Regatul Unit sau Marea Britanie este format din 4 regiuni, Scoția, Irlanda de Nord, Țara Galilor și Anglia. Scoția este poate cel mai aprig susținător al rămânerii în Uniunea Europeană. În 2014, în această autonomie nordică a Marii Britanii, a avut loc un referendum pentru independență. Tabăra celor care s-au pronunțat împotriva divorțului de Marea Britanie a fost cu 400.000 de alegători, mai mare decât a celor care au optat pentru separare. Principalul argument pentru rămânerea în componența Regatului Unit au fost pașapoartele europene. Acum, dacă Marea Britanie ar ieși din Uniunea Europeană, scoțienii ar putea cere un nou referendum pentru independență, iar rezultatele ar putea fi în favoarea acesteia, scrie Euronews. Și Irlanda de Nord susține rămânerea în UE. La mijlocul anilor 90, tensiunile de aici au ajuns la apogeu din cauza nemulțumirilor că autoritățile de la Londra i-ar fi tratat pe nord-irlandezi ca pe o simplă colonie. Moment oportun pentru Irlanda să se gândească la reîntregirea națiunii. Uniunea Europeană a liniștit, însă spiritele. În 1998 a fost semnat acordul de la Belfast, în urma căruia autoritățile locale din Irlanda de Nord au primit puteri legislative. Brexitul ar putea însă duce la anularea acordului. În general, majoritatea locuitorilor din Irlanda de Nord se identifică drept irlandezi, nu britanici. Iar în condițiile în care se vorbește insistent despre Brexit, tot mai mult solicită cetățenia Irlandei ca să rămână cetățenii europeni. Analiștii avertizează că după un eventual Brexit, regiunea va redeveni instabilă din punct de vedere politic. Irlanda de Nord ar putea cere un plebiscit pentru a se uni cu Irlanda.
Galezii încă nu s-au hotărât dacă vor sau nu să rămână în Uniunea Europeană. Țara Galilor are cel mai mult de pierdut în termen financiar dacă Marea Britanie alege divorțul. Uniunea Europeană pompează anual sute de milioane de lire sterline în regiune. Din anul 2000, aici au ajuns peste 4 miliarde. Aceste cifre nu includ cele 200 de milioane de lire sterline pe care agricultorii galezi le primesc anual în calitate de subvenții. Cert este că, fără bani de la Uniunea Europeană, regiunea va intra într-o criză economică de amploare. Doar Anglia, care a stat la baza formării Regatului Unit și unde sunt concentrate toate instituțiile de stat, nu are tendințe separatiste. Leave Europe and put at risk what we've achieved. They say that we can't leave the EU. We say that we can. În continuare aflați datele meteo și noi ne revedem la orele 17 cu noi știri. Rămâneți alături! Vremea va fi determinată mâine de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, noaptea pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, izolat avese puternice cu grindină. Vântul va sufla din nord-est slab până la moderat. La Briceni și Soroca, termometrele vor indica 27 de grade, iar la Bălți va fi cu un grad mai mult. La Orchei se vor înregistra 29 de grade, în timp ce la Chișinău valorile termice vor urca până la 30 de grade. La Tiraspol, Leova, Comrat și Cahul, temperaturile vor ajunge până la 31 de grade Celsius. În următoarele zile, în capitală, temperaturile vor urca ziua până la 32 de grade, iar noaptea sunt prognozate până la 17 grade Celsius.